Bună ziua, bine v-am găsit la subiectul zilei. Numele meu este Denisa Irimia și vom continua seria emisiunilor noastre dedicate sistemului medical. Astăzi nu vom aborda o temă legată de o anumită afecțiune, ci vom aborda activitatea Spitalului Județean, cea mai mare unitate spitalicească de la noi din județul Buzău. În continuare, cei mai mulți dintre noi ajungem acolo cu diferite probleme. Alături de mine îl am în această seară pe domnul doctor Dragoș Porumb, cel care ocupă și funcția de director medical a Spitalului Județean Buzău. Bună ziua, bine ați venit la noi, domnule doctor. Bună ziua, bine v-am găsit. M-am gândit să abordăm astăzi problemele și nu numai, ci minusurile și plusurile de care, cu care vă confruntați zi de zi în activitatea de conducere a Spitalului Județean Buzău. Mă gândesc că nu este o activitate deloc simplă, o funcție deloc simplă, pentru că știm foarte bine că există oameni care pleacă mulțumiți după vizita în spital, dar și oameni nemulțumiți. Unii, chiar dacă n-au trecut pe acolo, se fac frate cu cei care au trecut pe acolo și sunt nemulțumiți și, mă rog, se creează așa o castă a nemulțumiților și vedem cum se împroașcă cu noroi către personalul medical. Aș vrea să o luăm așa cu începutul și să ne spuneți cam care sunt problemele curente cu care vă confruntați în acest moment la Spitalul Județean. În primul rând, cea mai importantă problemă este numărul mare de solicitări la UPU. Dacă acum 4 luni erau undeva la 120-130 de solicitări, oricum sunt foarte multe și 120-130, acum s-a ajuns la 200 de prezentări pe zi, ceea ce este foarte mult pentru doi doctori. În gardă sunt doar doi doctori, uneori chiar unul singur, să facă față rapid, să consulte un număr așa mare de pacienți. Acesta e motivul principal la momentul acesta pentru întârzierile care apar. Știți că sunt problemele astea legate de întârzierile de la UPU. În principiu, nu toți acești pacienți sunt urgențe. Ei vin și să se controleze. Evident, învățați probabil de societate sau de vecini. Du-te la UPU că te poți consulta gratuit, poți face un tomograf, analize gratuite, nu trebuie să aștepți să te programezi pe medicul de familie, să aștepți cu lunile. Da? Și atunci, tocmai acești pacienți sunt cei mai recalcitranți, pacienți care au afecțiuni de o săptămână, două săptămâni și faptul că nu sunt văzuți în primele două ore fac scandal nejustificat. Urgențele majore, evident, sunt accidentele, sunt infarctele, accidentele vasculare cerebrale, care sigur au prioritate și care sunt văzute în timp scurt. Lucru care deranjează pe ceilalți care așteaptă cu orele, uneori, pe hol. Bine, când vorbim de această creștere a numărului de prezentări în UPU, mă gândesc că totuși nu sunt numai aceste cazuri neîntemeiate, dacă le pot spune așa. Putem vorbi totuși și de o îmbolnăvire în rândul populației, adică din ce în ce mai mulți buzoieni bolnavi, tineri bolnavi, pentru că tot auzim statistici în acestea care se modifică parcă de la an la an și vedem că populația este din ce în ce mai bolnavă. Afecțiunile pe care le întâlneam la persoanele de vârsta a doua vin acum și în rândul nostru al tinerilor și așa mai departe. Da, în general afecțiunile cardiovasculare și neurologice. Da, adică întâlnim infarct la 35 de ani, întâlnim accident vascular cerebral la 42 de ani. Chiar avem, eu știu, odată la 3 săptămâni, 4 săptămâni, un caz cu pacient tânăr care are astfel de afecțiuni. Și, într-adevăr, afecțiunile cardiovasculare și neurologice sunt și cele mai frecvente, sunt și grave, sunt și cele mai frecvente și, din păcate, acolo ne confruntăm cu lipsa de medici. La neurologie avem 3 medici acum, 2 sunt în concediu postnatal, iar la cardiologie avem 3 medici, din care unul face un curs momentan. În fine, 3 medici e foarte puțin pentru Spitalul Județean. Practic nici nu prea aveți cum să acoperiți gărzile pe aceste secții. Nu acoperim. Și cum se procedează în condițiile astea? Dacă vine un pacient cu accident vascular și să presupunem că nu este medic de gardă, cum se procedează? Pentru că știu că, de exemplu, în astfel de cazuri trebuie intervenit foarte rapid. Da, el este diagnosticat tomografic de către doctorul radiolog împreună cu medicul de la UPU. De obicei se internează pe secția de neurologie,
Dacă este ceva care necesită intervenție chirurgicală, va fi trimis la, în general, la Spitalul Bagdasar sau la Floreasca pentru intervenție chirurgicală. Și această procedură este destul de anevoioasă, știți că e greu de transferat un pacient, durează o oră, două ore până primim acceptul, destul de dificil. Mai este și varianta în care doctorii neurologi mai vin la contravizite și mai văd între 5 și 7 după amiaza, mai văd urgențele. Lucru care îl fac și cardiologii. Când nu există gardă de cardiologie, cardiologul vine de la domiciliu și vede ce este de văzut. La cardiologie, mai simplu, există un program prin care pacientul cu infarct este trimis automat la București pentru, prin programul STEMI pentru dilatare, pentru stentare. Mă gândesc că nu este comod nici pentru dumneavoastră ca medic să știți că nu puteți ajuta 100% un pacient care vine cu aceste afecțiuni și mai ales că nu este lipsa aceasta ajutorului, nu vine, știu eu, din cauza lipsei unei aparaturi sau așa mai departe, vine din lipsa personalului medical. Din lipsa personalului. Și mă gândesc că devine oarecum frustrant și pentru dumneavoastră, mai ales că nu auziți vorbe tocmai ortodoxe din gura pacienților. Oamenii nu știu mereu treaba asta și reclamă. Au nevoie de cardiolog, stă mama de 6 ore și nu avem cardiolog, de ce nu o trimiteți la București? Na, e o presiune destul de mare. Na, și au și dreptate. Na, e urgență, fiecare știe ale lui și mi se pare că problema lui e cea mai mare. Na. Îmi spuneați dumneavoastră că cei mai mulți din cei 200 care se prezintă, da, să spunem, într-o zi la UPU, vin și pentru a beneficia de anumite investigații gratuit. Însă eu personal aș tinde să fiu cumva și de partea acestora, pentru că mă gândesc că au nevoie de anumite investigații. Este greu să aștepți 2-3 luni până îți vine rândul să faci un ecograf sau un computer tomograf. E o problemă de la sistemului medical, în general. De la medicina primară. Ei nu mai vor să meargă la medicul de familie, vor să sară etapa cu medicul de familie, tocmai din cauza acestor programări care durează mult. Na, și reușesc. Chiar dacă pierd o zi întreagă la UPU, reușesc să investigeze și... Păi este un paradox. Știți că de obicei toți medicii ne sfătuiesc să ne prezentăm cât mai repede la cabinete să ni se facă investigații atunci când ne simțim rău. Când ajungem acolo, ni se recomandă niște investigații de care noi, de exemplu, nu putem beneficia. Vorbesc și din experiența personală acest lucru. Da, m-am prezentat copilul și mi s-a spus că e nevoie de un ecograf. O ecografie gratuită o puteam face peste 2 luni. Vă dați seama, ca părinte îngrijorat, nu pot aștepta 2 luni să-i fac o astfel de investigație copilului. Bineînțeles că m-am dus în sistemul privat și am scos bani din buzunar. Dar mă gândesc că nu toată lumea își permite să facă acest lucru. Da, asta trebuie reglată de către cei care conduc țara. Da. Noi încercăm să facem compromisuri, să împăcăm și capra și varza, să avem cât mai puține probleme. Nimeni nu vrea probleme, nimeni nu vrea pacienții nerezolvați sau pacienți recalcitranți. Da, eu prefer să-i văd pe toți, chiar dacă nu sunt urgențe, îi văd, le dau o rețetă, chiar dacă le spun că nu sunt urgențe și îi văd oricum, e tot aia. Eu tot timpul am pierdut, în timpul ăsta puteam să văd o altă urgență, dar în fine, încerc să mă împart în cât mai multe, încerc să-i rezolv pe toți. Lucru care îl fac și cei de la UPU, chiar dacă din exterior pare că stau pacienții prea mult, că doctorii nu-i văd la timp și nu stă nimeni degeaba, mai ales la UPU. Vorbeați dumneavoastră despre ceea ce înseamnă deficitul de medici. Este o problemă care se acutizează, cred eu, de la an la an. Știm foarte bine fenomenul acesta al exodului medicilor în străinătate. Știm că, de exemplu, mulți aleg să profeseze în spitalele mari, din marile orașe, și puțini sunt cei care aleg să vină în orașele mai mici, cum este Buzăul, chiar dacă știm că la Buzău li se pune la dispoziție și o locuință de serviciu, au și o anumită primă de instalare și mai multe bonusuri. Pe lângă cardiologie, îmi spuneați dumneavoastră, și neurologie, care ar fi secțiile în care este nevoie stringentă? Știu că și la UPU sunt doar 2 urgentiști și restul gărzilor la sunt UPU asigurate. La UPU ar fi nevoie stringentă de medici, restul gărzilor sunt asigurate de medici de familie cu competențe în urgențe medico-chirurgicale. În rest, la medicină internă au mai venit 2 domne doctor. La oncologie mai sunt încă 2 doctori pe lângă ceilalți 2 oncologi. Deci
e mai bine. La, deci la oncologie s-a rezolvat că acolo era o situație da, destul de îngrijorătoare. La oncologie s-a rezolvat. Au mai venit doi doctori și s-a mai rezolvat. Ar mai fi nevoie, dar lucrurile merg mai bine. Păi dacă înainte era un medic cu normă întreagă și un al doilea cu jumătate, de normă. Da, acum au mai venit încă doi doctori tineri și se face treabă. Nu au mai fost reclamații, lucrurile merg mai bine. La fel la medicina internă, unde pe lângă cele două doamne doctor în vârstă, au mai venit două doctorițe tinere și mai vine, ne mai ajute cu gărzile, un medic de la București. Să înțeleg că cei mai mulți sunt tineri, cei care aleg să vină la noi în spitalul județean. Da, tineri. Doctori tineri au venit, da. Da, și am văzut că sunt mulțumiți. Nimeni nu a venit să plece. Am înțeles. Păi tocmai de aceea. Nu ne așteptăm ca, nu știu, peste un an, doi, după ce prinde experiență să nu ne luăm la revedere de par, la dumneavoastră. Nu, par hotărât să rămână și văd că fac și treabă, da. Din discuțiile cu dumnealor, cam care ar fi motivațiile pentru care au ales să profeseze la noi în spital? Păi cred că și condițiile, că spitalul oferă condiții bune de a te dezvolta. Da? În afară de chestia cu, cred că mai puțin chestia cu locuința și cu prima de instalare, ci că condițiile de lucru, care sunt bune pentru un medic tânăr. În general, există aparat, există analize, cam tot se poate face în orice spital județean civilizat. Majoritatea stă încântați de condițiile de lucru. Mai puțin de, cred că și de partea materială, dar i-am văzut încântați de colegi, de asistente, de spital în general. Dar pacienții cum privesc că acești medici tineri? Sunt oarecum mai reticenți? Se gândesc că nu, poate nu au experiența necesară în a-i trata? Nu mai e. Asta se întâmplă până acum 7-8 ani, de când cu penuria de doctori nu am mai văzut niciun pacient din provincie în general să facă mofturi că e doctor tânăr și vreau la unul mai experimentat. Nu. Pe la București am văzut că mai sunt oameni care pun astfel de condiții, dar acolo na, ai de ales. Da, există 10 rezidenți, 10 medici specialiști, 10 primari, ai de unde să alegi, da. Și mai sunt care mai pun condiția să nu fie văzut de un medic rezident. Dar la noi, neavând medici rezidenți, toți sunt medici specialiști, na, cu toate examenele date și au fost foarte în regulă. Până acum nu au fost probleme de malpraxis sau de diagnostic greșite sau superficial sau nu. Avem un telespectator pe fir. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Am fost amărât pe spitalului să ridic pe China și cu uimire că pe lucruri exact o jumătate de oră cât mi s-a zis, așteptăm foarte repede. Nu vă auzim foarte bine, v-aș ruga să reveniți cu telefonul, pentru că nu ne înțelegem. Vă rog să reveniți. Vorbeam de acești medici tineri care au venit la noi în spital. Eu personal am văzut că acești medici tineri, am cunoscut chiar colegii noastre de pe secția de ortopedie, sunt foarte entuziaști și mi se pare că încă nu sunt plictisit, să spun așa, de meserie și de sistemul medical, ceea ce ajută foarte bine în munca cu pacienții. Da, la ortopedie noi suntem un colectiv închegat, ne înțelegem toți între noi, ne ajutăm, nu, chiar cred că e cel mai bun colectiv din spital, așa mi se pare bine, nu că-l laud, dar chiar e în regulă. Avem o atmosferă foarte bună acum în secția de ortopedie. Am remarcat și curajul acestor medici tineri de a face intervenții noi, de exemplu, care nu s-au făcut până acum da, în spitalul. Da, am început să punem proteze, de exemplu, de 3 ori sau de 4 ori mai mult decât în 2017 și 18, de 3-4 ori mai mult decât în 2016. Am început să facem artroscopie. Artroscopie este o intervenție minim-invazivă la nivelul genunchiului pentru leziuni de menisc, pentru leziuni de ligament, pentru diagnostic și am început să facem și artroscopie și, în general, na, cam tot ce se poate face de traumatologie într-un spital județean. Da, operațiile noi sunt astea, proteza de șold și artroscopia. Și am inițiat demersuri pentru a intra în programul de endoprotezare. Asta presupune să primim niște bani de la minister pentru a putea spune proteze totale de șold în spitalul județean. Proteze care costă mult, undeva la 4.000-4.500 de lei și pe care la momentul ăsta pacientul nu ori și le plătește, ori eu îi trimit la București pe cei care au nevoie de proteze totale de șold pentru coxartroză, pentru că acolo sunt
spitalele au contract cu ministerul pentru, prin programul ăsta și nu își plătește proteza. Am făcut demersurile, ne-a ajutat și doamna doctor Morariu de la Casa de Asigurări și cred că dosarul este la minister și așteptăm suma de bani pe care o să ne o aloce anul ăsta pentru un număr de proteze. Nu o să fie la nesfârșit, o să fie 500 de proteze ca la Spitalul Foișor, dar Da, măcar dar nici la Spitalul 20. Județean nu este aceeași adresabilitate ca la Nu, 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 spitalele din exact, capital. exact. Dar măcar să începem cu 10-20 de proteze și pacienții vom programa pe o listă în ordinea în care vin și putem Practic, să facem astfel de pacienții operații. sunt scutiți și de drumurile la București, pentru că trebuiau inițial să meargă pentru investigații, probabil de 2-3 ore. Da, apoi să vadă, să programeze. Da. Plus de un cost destul de ridicat. Că să dai 4.000-4.500 de lei sunt foarte da, mulți sunt buzei și care nu-și mai cumpără permit această pentru sumă. Proteză, este o proteză parțială de șol, care o punem pentru fracturile de col femoral și asta nu prea putem să le trimitem la București, pe motiv că eu cumva o urgență și sunt mai multe tipuri de intervenții și cea mai bună ar fi această proteză bipolară care se costă mai puțin, dar pe care pacientul la momentul ăsta trebuie să și o achiziționeze. Da? Ea fiind cea mai bună, cel mai bun tratament chirurgical, această proteză bipolară. Costă mai puțin decât proteza totală de șol, dar e cumva trebuie pusă urgent și atunci pacientul rămâne aici și unii își cumpără acest tip de proteză. Alții trimite la București și acum se descurcă fiecare momentan. Nu e bine pus la punct sistemul de la minister, nu de la noi. Vorbim despre noutățile, dacă le pot spune așa, de pe secția de ortopedie, dar aș vrea să vă întreb și de ceilalți medici tineri, de pe alte specialități, dacă vin cu aceleași idei, adică cu același curaj de a face lucruri noi, care nu s-au mai făcut până acum în Spitalul Județean, dacă aveți cunoștință. Să fac lucruri noi. În primul rând trebuie să dăm drumul la angiograful Exact spitalului. Asta vreau să vă întreb, dacă da? Ați găsit un om specializat după da, decesul doctorului Negoiță. Da, da, da. Este doctorul Matei de la Spitalul Sfântul Ioan, care avem un... Domnul manager știe mai mult despre contractul cu dumnealui, că lucrează și acolo și o să vină și împreună cu un alt coleg să vină să înceapă să facă angiografie aici în Spitalul Județean. Am să zic că mai sunt necesare niște aprobări de la cei cu radiațiile, de la CNCAN, cei care se ocupă de radiațiile, fiind un aparat, un rontgen care radiază și are nevoie de un regim special de lucru și de niște aprobări speciale. Deci vorbim tot de un medic tânăr care vine să, practic, să continue ceea ce începuse medicul Adrian Negoiță, pentru că și dumnealui era un medic tânăr, da, care își luase această sarcină asupra dumnealui. Era singurul care făcea astfel de investigații în geografie, da, și tratament. Și da. Tratament. Și acum se pare că vestea este bună pentru da, pacienții. Angiograful există, trebuie să... Să avem aprobările astea și să înceapă să vină, să programăm pacienții, să doctorul să vină de câteva ori pe săptămână. Sau, e un contract făcut prin Casa de Asigurări să vină să înceapă lucru. Și mai avem remeneul spitalului, care da, și el este o noutate. A venit remeneul, el este bucăți, durează cam o lună, trebuie o firmă specializată care să-l monteze, să-l regleze. De asemenea, trebuie o aprobare de la același CNCAN. El a venit și am înțeles că încep să-l monteze. Probabil mai durează 3 săptămâni și sperăm că într-o lună, o lună și ceva, să dăm drumul remeneului, că este remeneul spitalului, nu este un remene privat și o să facem cu programare și să avem un... Deci acum înainte nu mai există riscul să vă treziți fără remene. Este aparatul spitalului, îl aveți la dispoziție, îl puteți folosi în exact. Limită. În principiu, tot timpul, cum avem și tomograful, o să stabilim atunci, după ce o să dăm drumul, care sunt termenii de funcționare. Dar erau pacienți programați pentru investigația cu remene înainte de expirarea acestui contract și s-au trezit în situația de a nu mai avea cum să facă această investigație? Da, dar au fost anunțați din timp că dispare în luna aprilie remeneul și au fost direcționați probabil la Ploiești, la Focșani sau la București. Pe dumneavoastră în activitatea medicală v-a împiedicat, v-a îngreunat cumva lipsa remeneului? Da, cumva. Din fericire, remeneul nu este pentru diagnostice în urgență, gen tromboembolism pulmonar de care poți să mori sau accident vascular cerebral. Asta se pot face cu tomograful. Noi avem tomograful nou care a funcționat, chiar funcționează la capacitate mai mult decât maximă.
Să mai plâng medicii radiologi că sunt prea multe tomografe pe zi, dar sunt și pacienți mulți. Din aceștia 200, eu știu, 20-30 necesită investigații tomografice. Da? Și urgențele mari se diagnostichează cu tomograful pe care îl avem. Nu am avut probleme să trecem pe lângă diagnostic sau să ne moară pacienți din cauza că nu au fost investigați cu RMN-ul. RMN-ul este bun pentru afecțiuni cronice în general, știu, chestii traumatice, dar vechi, cum ar fi chestii la genunchi sau la coloană, tumori care să pot programa, să-ți pot duce pacienții în altă parte să investigheze dacă e musai. Avem un telespectator pe fir. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, doamnă. Vă rog. Ce aparaturi am mai adus în afară de aparatul care e a spitalului? Că sunt multe aparaturi care trebuie în spitalul județean, care cum e la București, cum e în orașele mai mari. Una la mână și a doua la mână, dacă se mărește UPU-ul. Asta am vrut să-mi spun, să ne-aș mie răspunsul domnul doctor. Vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Vă promit că voi da voie domnului doctor Porun să vă răspundă, însă acum este momentul să luăm o scurtă pauză de publicitate. Imediat după pauză vă va răspunde la cele două întrebări. Am revenit din pauza de publicitate. Vă reamintesc că alături de mine l-am pe domnul doctor Dragoș Porumb, cel care ocupă funcția de director medical a Spitalului Județean Buzău. Înainte de pauza de publicitate a intervenit un telespectator și v-a adresat două întrebări. Una dintre ele făcea referire la ce aparatură medicală ați mai achiziționat sau urmează să achiziționați în Spitalul Județean. Odată cu venirea RMN-ului, noi ne-am completat în mare ceea ce aveam mai urgent de achiziționat. Or să mai vină aparate noi cu reamenajarea blocului operator, care încă au mai fost niște probleme cu niște aprobări și s-a decalat un pic, dar acolo or să apară aparate noi și la chirurgie și la ortopedie și la urologie, adică este o sumă destul de mare în care s-a investit și aparatele sunt, dar trebuie să apară infrastructura, bloc operator terminat ca să pot fi pus în funcțiune. Practic, când vorbim de reabilitarea blocului operator, nu vorbim doar de reamenajarea sălilor, ci vorbim și de dotare. O nouă dotare la standarde moderne. Exact, dotare cu lămpi, cu mese de operație, cu aparatură nouă, mai ales pentru ortopedie, pentru urologie, pentru endoscopie, pentru chirurgie, pentru ORL, pentru oftalmologie, pentru toate selele de operație. Toate intervențiile vor fi acum, știu eu, făcute mult mai ușor și pentru medici, dar totodată și pentru pacienți. Da, cu efecte secundare mai mici, mai rapid, mai ușor de manevrat aparatele pentru noi doctorii, e mai bine. Da. Cea de-a doua întrebare a telespectatorului nostru făcea referire la proiectul care viza extinderea unității de primiri urgențe. Știm că de mult se vorbește despre el. Este clar acolo o nevoie. Vorbea și dumneavoastră de cel puțin 200 de prezentări pe zi. Aceștia, fiecare pacient vine însoțit, nu sunt spații adecvate nici pentru pacient, nici pentru dumneavoastră ca medici, nici pentru aparținători. Numărul de paturi, numărul de locuri în UPU este același, însă vor fi extinse sala de așteptare, primirea, vor fi sălile mai mari, vor fi mai multe, numărul de locuri rămâne același, ăla este aprobat de minister și ăla este standard, nu avem cum să umblăm acolo, însă la partea de confort, să zic așa, se va cunoaște, da. Anul ăsta am înțeles că în vară ar trebui să dea drumul la lucrări pentru extinderea unității de primiri urgențe. Deci anul acesta ar fi, să zic așa, un șantier deschis la Spitalul Județean. Da, din dialogul meu cu cei de la Consiliul Județean am înțeles că și în ceea ce privește atribuirea lucrărilor de reabilitare a blocului operator mai există vreo câteva zile și se încheie perioada de contestații. Exact. Dacă, din fericire, nu se va înregistra nicio contestație, vor putea fi demarate lucrările, bineînțeles, după câteva etape din acestea de birocratice. Exact. Da. Mă gândesc că același lucru urmează și în cazul UPU. Mă gândesc că e aceeași procedură. Da, la UPU am înțeles că e mai simplu, dar am înțeles că nu au fost așa multe probleme birocratice, dar
Sper că anul ăsta o să se înceapă lucrările. Vorbeați noastră înainte de pauza de publicitate despre aparatul RMN, care în prezent nu... Adică există, dar nu funcționează, să zic așa, la Spitalul Județean. Se mai pune aici o întrebare și anume dacă există și personal pregătit să folosească noul aparat RMN. O să existe, să dă un examen peste 3 săptămâni, 2-3 săptămâni. Pentru asistent, pentru RMN. Și na, nu sunt foarte mulți asistenți de radiologie, că ei sunt cei care se ocupă cu RMN-ul, care să aibă această specializare în RMN și presupun că sunt cei, printre aceștia sunt și cei care au lucrat deja la RMN-ul vechi și probabil o să se înscrie la concurs și sunt 4 sau 5 posturi, din câte știu eu, de atât este nevoie și nu cred că va fi o problemă. Adică avem personal pregătit, să dă examen în 3 săptămâni și o să se și... Practic, când se va încheia examenul, va fi pus în funcțiune și aparatul. Așa ar trebui. Cam ar trebui să vină amândouă în același timp. Medicii noștri sunt, nu au chiar toți, dar o să și ia, în timp cei mai tineri nu au încă o competență de RMN, dar sunt cei mai experimentați care au competență RMN și nu va fi o problemă să facem RMN zilnic. Da. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog frumos, domnul care e cu dumneavoastră, întrebați când o să se termine să ceară șpagă pe românește. Dacă te duci în spital și e o infirmieră sau un sanitar îți face o injecție, se uită, băi, dai, nu, la revedere, pa! Când? Ați trecut printr-o situație în care, știu eu, v-a fost condiționat actul medical de așa zisa șpagă? A închis. Da, pentru că și eu aici aș vrea să fac o diferență, domnul. Adică una e să ți se pretindă sau să fie condiționat actul nu medical. Nu mai pretinde nimeni în spital, nicăieri în România, nu, din vari motive, din scandal. Sunteți foarte convins de ceea ce spuneți. Nu pretinde nimeni, nu. Da, sunt foarte mai convins decât ultima dată când m-a schimbat. Nu mai pretinde nimeni. Salariile s-au mărit. Doi, le este frică, da, așa. Trei, ne-am educat să fim, să... Na, o să trebuiască vrând nevrând să fim ca cei de afară, da? O să mărească salariile. Problema este să educe și pacienții să aștepte că din 200 de prezentări, acolo e problema cea mai mare. Au senzația că cei care sunt văzuți mai repede au băgat ceva în buzunar cuiva. Nici n-ai când să bagi, nici n-ai cum să bagi, sunt 1000 de camere acolo. Și în mod sigur nu a pretins nimeni șpagă, cum spune domnul, în ultimii ani, în ultimii 2-3 ani, din cât știu eu, și aici, pe la colegii mei de la București, nu am văzut să mai pretindă cineva. Sau cei care au pretins, am văzut că au fost sancționați de DNA, de procuratură, de... Da. Dar am văzut că, până la urmă, și în obiceiul pacienților este lucrul acesta. Adică, chiar dacă, de exemplu, asistenta sau infirmiera sau medicul nu-ți pretinde o sumă, ei sunt în continuare tentați, au încă aceste vechi obiceiuri. Da, din ce în ce mai puțin. Da, probabil că o să dispară. Într-un an, doi, o să dispară acest obicei. Da? Deci eu zic că suntem pe drumul cel bun, din punctul de vedere. N-aveți reclamații înregistrate la spital pe această... Nu, speție. Avem reclamații cu... timpul pierdut. Nu, avem reclamații pe diverse chestii legate de, știu, malpraxie, să zicem așa, de nu le-a convenit tratamentul și s-au dus la București și s-a spus altceva și au venit să mai documenteze, să intereseze și s-a părut că nu e tratamentul cel mai bun aici, dar pe reclamații de bani, de cerut bani, de când sunt eu aici la spital, n-am, de 5 ani, n-am văzut, nu. Spuneați dumneavoastră că salariile au crescut, sunt oarecum mai motivante și pentru dumneavoastră ca medic și pentru celelalte categorii de personal. Știu că au fost acum ceva probleme pentru personalul auxiliar, dacă nu mă înșel. Da, sunt și acum probleme. Sper să domnul manager a încercat să rezolve pe cât posibil, chiar mai mult decât alți manageri din alte județe. Am văzut că s-a agitat mai tare pentru personal auxiliar și infirmiere brancardieri, a reușit să regleze cât de cât lucrurile. Urmează lunile următoare să vedem cum vor decurge. Mai sunt și
hotărârile de la minister. Din câte înțeleg, nu stă în puterea dumneavoastră ca și nu, și oamenii nu înțeleg asta, au senzația că managerul trebuie să dea, conducerea spitalului trebuie să dea bani. Da, banii vin din altă parte, da, de la minister, la Casa de Sănătate, de la parte de la Consiliul Județean și... Da. Și atunci este mai greu. Oamenii așteaptă, mă gândesc, cei care sunt afectați, că am înțeles că unii au pierdut și 5-700 de lei la un salariu. Da, unii au pierdut, dar asta nu este vina noastră, este vina ministerului, da, guvernului, dar ei au hotărât să taie sporurile și ce a decurs din toată chestia asta. În altă ordine de idei, vreau să vă întreb, domnule doctor, despre spitalul din Pârscov. Știu că a fost inaugurat în martie, dacă nu mă înșeală pe mine memoria. Da. Spuneți-mi cum funcționează, dacă s-au găsit suficienți medici, cine se poate adresa spitalului din Pârscov, în ce sistem, pentru că știu că nu mai funcționează exact ca atunci cum funcționa înainte de închidere. Da, s-au găsit medici. În principiu avem medici de toate specialitățile acolo. El funcționează cu, este gratuit dacă vii cu bilet de trimitere prin bilet de trimitere de la medicul de familie și cu cardul, cu dovadă de asigurat, te poți adresa. Am văzut că au adresabilitate la pacienții din zona Pârscovului. Ar fi bine, am văzut că domnul manager și Consiliul Județean ar vrea să extindă și pentru o secție de îngrijiri paliative. Da, înainte care, avea câteva, da, 4-20, dacă nu mă înșel. Da, ar rezolva oarecum probleme destul de serioase care țin de pacienții neurologici, de unii pacienți ortopedici, de pacienți de la medicină internă, care ar avea nevoie de îngrijiri pe termen mai lung. Practic, odată cu deschiderea spitalului din Pârscov, bolnavii din zonă care au nevoie de investigații la specialist, nu mai trebuie să vină până la Buzău, nu? Să beneficieze de aceste investigații. Oamenii sunt scutiți de drumuri, poate și de bani și... Sunt scutiți de drumuri, de bani, se pot face și analize, există și ceva aparatură atât cât ar putea să diagnosticheze chestii mai normale, mai uzuale. Așa, și în cazul în care există o problemă gravă, este chemată salvarea, vine salvarea de la Buzău, putem rezolva aici fără probleme, dacă e ceva mai serios. Oricum, mă gândesc că este mult mai facil, în special pentru oamenii în vârstă, cărora le era greu să bată drumul până la Buzău, și nu mă refer doar la cei din Pârscov, ci și la comunele învecinate. Distanța este oricum însemnată, da, e mai greu pentru bătrâni să se deplaseze până în Buzău, până în exact, spital. Exact, și la momentul ăsta, nefiind așa de mare adresabilitatea ca la spitalul județean, te poți duce și fără programare. Nu trebuie să faci două drumuri sau să odată te programezi, odată te duci să te investighezi. Deci zic că este o idee bună cu Spitalul Pârscov, mai ales dacă ar dezvolta și partea de paliative, de îngrijiri paliative. Am înțeles că aveți sprijin și de la autoritățile locale de acolo, pentru că am înțeles că vor să pună la dispoziția medicilor chiar locuințe în zonă, să le fie mai ușor să vină la spital? Da, cred că sunt dispuși să pună la dispoziție locuințe. Nu cred că a fost cazul până acum, că am înțeles că medicii nu au o problemă în a veni la Buzău a face fel de navetă, să zicem așa. Am înțeles. Deci pentru că mă gândesc că mulți dintre medicii care s-au dus acolo sunt cei care profesează și în Spitalul Județean, sau aveți doar medici care merg la Pârscov? Sunt medici care merg la Pârscov, nu profesează în Spitalul Județean. Sunt angajați doar la Pârscov. Am înțeles. Că știu că se punea la un moment dat problema când nu găseați medici care să lucreze la secția din Pârscov, să rugați mai pe... Mai detașăm, da. Nu s-a avut problema, pentru că până la urmă am reușit să găsim medici. S-a acoperit acest deficit. Deci până acum să spun că nu aveți nicio problemă în funcționarea spitalului din Pârscov, pentru că... Nu. Deci toate... Vorbeam despre ce înseamnă deficitul de medici. Spuneți-mi dacă pe zona de asistenți medicali există deficit. De obicei am văzut că erau multe, ați organizat multe concursuri de angajare pentru aceste posturi de asistent. Mai aveți în vedere organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor de asistent sau aveți suficienți? Nu aveți suficienți, mai ales că sunt care au ieșit la pensie în ultimul an și au rămas locurile goale. Am mai dat sferturi de normă ca să acoperim toată schema de lucru. Da, e nevoie de un
de un nou concurs pentru ocuparea posturilor de asistenți. Acum nu știu când o să fie, poate în iunie, în iulie. Știu că e în discuție la Consiliul Județean acest concurs. Na, nu ține de mine, știu domnule din conducere de la Consiliul Județean. Dar deficit de cadre și de cadre medii și de cadre de infirmiere și îngrijitoare este. Este și uneori mai detașat la început, când nu era așa mare adresabilitatea la Pârscova, mai detașat îngrijitoare de la Pârscov către Spitalul Județean să mai acoperim deficitul. Am mai avut probleme cu concedii medicale, cu concedii de odihnă și rămâneau secții neacoperite, mai ales pe partea de îngrijitoare și infirmiere. E nevoie de Este asistente și de nevoie tot timpul, îngrijitoare. că mă Da. gândesc că sunt și doamne ajunse la vârsta Da, și trebuie pensionării. pensionate conform legii, n-au cum să mai stea și atunci vrând nevrând trebuie să plece. Vorbeați dumneavoastră de aglomerația de la Opu, vă spuneam că spațiul de acolo este impropriu chiar și pentru aparținători. Știu că ați mai avut de-a lungul timpului probleme legate de, știu eu să zic atac, dar e un termen oarecum forțat ale aparținătorilor asupra medicilor sau personalului din Da. UPU. Se mai întâmplă, sunt paznicii mai vigilenți, reușesc să-i calmeze pe cei care vin nervoși sau care se enervează pe parcursul așteptării în UPU. Da, nu, în general nu sunt recalcitranți cei care se enervează, nu sunt așa de recalcitranți cei care așteaptă mult la UPU. Recalcitranți sunt o categorie care vin din start setați pe scandal, da, nu, o anumită categorie de pacienți care vin cu agresiuni și cu mulți aparținători după ei. În general, paznicii, cei de la protecție și pază, se descurcă destul de bine. Adică, cei de anul ăsta mi s-a părut că s-au implicat destul de mult. Nici nu prea am avut, cred că unul sau două incidente am avut anul ăsta, dar s-au implicat destul de mult cei de la firma de pază cu care avem acum contractul. Dar ce vă spun medicii, asistenții, după ce trec printr-un episod în acesta? Pentru că e clar că oamenii se sperie, te trezești Păi, cu ce un să pacient spună? peste Merg tine mai care te departe. amenință. Nu fac nimic. Ce pot să facă? Merg mai departe. Nu au ce să facă. Să facă plângere, dacă au fost agresionați, să facă plângere și să meargă mai departe în instanță. Da. Nu a fost cazul până acum, cel puțin anul ăsta, nu a fost cazul să fie. Au fost bruscați, au fost agresionați, dar nu cât să întâmple ceva cu medicul sau cu asistentul agresionat. Știu că parcă anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte, s-a luat și decizia de a nu mai face publice tabelele cu gărzile medicilor. Am văzut că decizia încă se menține și acum Era. e bine pentru dumneavoastră ca medic să nu mai știe pacienții când sunteți de gardă. Pentru noi pacienții, nu știu dacă e bine sau nu e No, bine, aici ar ideea trebui să este întrebăm că. oamenii. Nu, ideea este că oamenii se uitau pe gărzi ca să vină la un medic anume pentru a fi consultat. În mod normal, medicul este în ziua de gardă, este pentru urgențe, nu pentru a consulta pacienți cronici. Pacienții doreau să sară programarea la cabinet, fie că e de stat, fie că e privat, și atunci te abordau în gardă. Unii medici văd, de rușine sau din bun simț sau pentru că au timp liber, cum era doctorul Negoiță, care era efectiv asaltat de pacienți și la cabinetul dumnealui și la spital. Așa, alții doctori nu văd în gardă și atunci, na, pacientul se întoarce și se programează pe cale legală. Motivul ăsta a fost pentru a nu mai da curs consultațiilor cronice în timpul gărzilor. Din cauza supra-solicitării medicilor. Medicii au cerut chestia asta, unii din ei. Unii dintre ei, pentru că sunt alții dintre ei care își cheamă pacienții, vin o miercuri că sunt de gardă la spital să pot să-ți fac investigația X sau să pot să te văd miercuri că nu pot să te văd azi. Da, cu investigațiile e cam greu, cu așa de mulți pacienți la UPU, nu cred că mai cheamă nimeni. Nu, am văzut că în ultimul timp, pentru investigații, doctorii cheamă cumva cu programare, cu trimitere în ambulatoriu, cu cum v-a programat. Nu mai face nimeni chestii de genul, vină după amiază să-ți fac eu analize și să te văd și. Nu.
Poate pentru consult, da, dar pentru o sumă de, pentru investigații și asta durează mult, sunt mulți pacienți, nu prea, începe să normalizeze și pe partea asta, la încet, încet ne mai civilizăm, ca să zic așa, și pacienții și doctorii și intră pe un făgaș cât de cât normal. Tocmai din motivul că nu, na, nu mai este așa de prompt ca pe vremuri. Pe vremuri nu erau așa multe prezentări la urgență și aveai timp și de pacienți cronici, aveai timp să stai la povești mai mult cu pacientul, aveai timp să-l investighezi. Acum, dacă sunt 200 de prezentări, nu ai timp să stai jos. Da? Dacă, da? Când să-l mai vezi și pacientul tău pe care l-ai chemat de acum o oră, de acum două ore, stă și te așteaptă? Vine odată, a doua oară nu mai vine. Dar și încet, încet dispare obiceiul ăsta. Eu așa am observat, că a mai dispărut din el. Dar cum este, domnul doctor, când ieșiți după o gardă? O gardă durează 24 de ore? Să vedeți așa, om după om, om după om? E dificil, da. Problema este că a doua zi nu putem să plecăm și trebuie să stăm până la 12-1, mai avem și câte operații, mai avem și consultații. Na, la mine, la ortopedie, na, adresabilitatea noaptea în special nu este așa de, nu mai este așa de mare. Deci pot să mai dorm, da. Cei de la UPU, cei de la cardiologie, neurologie, cei de la ATI, da, e mai dificil, ei nu prea dorm. Și la ei se cunoaște, da. Deci, practic, după 24 de ore de foc continuu, de gardă, ești nevoit să mai stai încă jumătate de zi, da, în spital, să mai vezi pacienții, trebuie. Vezi de pacienții, pe secție. Unor operezi, în general, nu-ți pui operații a doua zi, că e... Dar dacă e mai... apare totuși ceva neprevăzut, da, trebuie să interveni. Dacă apare ceva neprevăzut, trebuie să-l faci, da, da. Pe final de emisiune aș vrea să vă întreb, domnul doctor, ce ați vrea să mai îmbunătățiți, să mai schimbați în activitatea Spitalului Județean, astfel încât, nu știu, să poate, nu știu dacă se va ajunge vreodată la momentul în care să mulțumiți pe toată lumea, asta este clar, dar așa, în opinia noastră, pentru că sunteți de ceva timp în această funcție de conducere și mă gândesc că ați identificat punctele nevralgice și mă gândesc că ce ați vrea să schimbați? În primul rând, la UPU. La UPU ar trebui să faci, să găsim o soluție, să, da, cred că ține și de medici, de pacienți, o soluție să fluidizăm, să fluidizăm acolo traficul de pacienți, să nu mai aștepte așa mult, să fie lucrurile cumva, să curgă de la sine, dar pentru asta avem nevoie și de gărzi pe toate secțiile, deci asta e una. Doi, să avem gărzi la neurologie și la cardiologie complete, acolo este o altă problemă. Așa, și altă problemă ar fi partea de hotel pe unele secții, partea de hotel în ghilimele. Saloanele, da, neurologie ar trebui reabilitată, medicina internă ar trebui renovată, poate și ortopedia, chiar dacă e mai bine decât celelalte două enumerate înainte. Cam astea trei lucruri le-aș vedea prioritare la momentul ăsta. În rest, stăm mai bine, ca acum 6 luni când m-ați invitat, în care aveam lipsuri mai mari de medici. Acum, chiar dacă sunt multe prezentări la UPU, de bine de rău avem, în general, câte 2 medici pe gardă la UPU, chiar dacă nu sunt de specialitate UPU, urgență, dar acoperă. Chiar dacă e foarte greu pentru ei, fac față, acoperă. Vă mulțumesc frumos pentru prezența noastră la noi în emisiune, domnule doctor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci vă doresc numai bine.